Bună seara, vă mulțumim că vă aflați alături de noi la ora de imunitate. Vă rugăm să ne spuneți ce v-a determinat să vă implicați în seminarul Școala Părinților Responsabili de QBB. Bună seara! Sunt onorată să fiu la acest eveniment. Îmi plac evenimentele QBB. Mi se par că aduc informații foarte utile părinților. Iar în seara asta, tema de imunitate este o temă foarte interesantă și foarte vastă și părinții sunt foarte interesați și ei de imunitatea copiilor. Care sunt recomandările principale pe care le aveți pentru părinți cu privire la imunitate? Prima recomandare este să nu mai se streseze foarte mult legat de imunitate, să-i lase pe copii liberi să exploreze mediul înconjurător, iar ei să le ofere tot suportul legat de alimentație, igienă, somn, dragoste și afecțiune, astfel încât sistemul imunitar al copilului să fie bine dezvoltat. Considerați că imunitatea din prezent este mai scăzută decât era în trecut? Nu, numărul de virusuri și de bacterii, practic microorganismele patogene, a crescut și s-a diversificat.